Dragii mei, în dimineața asta, așa cum ați observat, vom aborda, nu știu, un om cu totul special. Dar știți ce este interesant? Că, mă rog, atunci când te gândești la Ilie, Isaia, Eremia, îi vezi ca niște oameni incredibili, extraordinari. Profeția lui Dumnezeu care au știut ce să facă în vremuri teribile, în vremuri în care ceilalți oameni nu știau ce să fac. Dar îmi place atât de mult ce spune Iacov, dacă țineți minte în epistola lui de Noul Testament. Cum a fost Ilie? A fost Superman? Ilie a fost un om al lui Dumnezeu care a plutit întotdeauna deasupra tuturor situațiilor critice din viața lui și din viața poporului său și, mă rog, îl vezi așa, parcă gestionând situațiile cu putere, găsea soluții la orice și, mă rog, te uiți la Elie și apoi te uiți la tine și îți vine să te apuci de altceva, este? Dar știți ce este remarcabil ce spune Iacov, dragii mei? Ilie a fost un om cum? Extraordinar. Un om cu totul deosebit. Un om din altă sferă. Așa spune Iacov. A fost un om având aceleași slăbiciuni ca și noi. Mă rog, Biblia Catolică spune ceva parcă mai frumos. Și că a fost un biet om, ca și noi. Ăsta a fost Ilie. Și aș vrea, dragii mei, astăzi să vedem acest perso personaj și de fapt să privim la drumul lui de la curajul credinței și o să vedeți că ajunge și la eșecul credinței. Aș vrea să dau tici, citire din cartea întâi împărați, aș vrea să citesc de la capitolul 16, puțin din contextul în care apare acest om al lui Dumnezeu. Un împărați, capitolul 16, începând cu versetul a, 29. apare într-o vreme de criză spirituală în regatul de nord, în Israel, așa cum uh, vă aduceți aminte, după ce s-a destrămat împărăția lui Soroman din cauza lui Roboam și Ieroboam, acest regat, din păcate, se depărtează de Dumnezeu. Un împărați, capitolul 16, începând cu versetul 29. Ahab, fiul lui Omri, a început să domnească peste Israel, în al 38-lea an al lui Asa, împăratul lui Iuda. Ahab, fiul lui Omri, a domnit 22 de ani peste Israel la Samaria. Și Ahab, fiul lui Omri, a făcut ce este rău înaintea Domnului, mai mult decât toți cei ce fuseseră înaintea lui. Și ca și cum ar fi fost puțin lucru, pentru el să se dedea la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a mai luat de nevastă și pe Izabela, fata lui Etbal, împăratul Sidonienilor, și a slujit lui Bal și s-a închinat înaintea lui. A ridicat un altar lui Bal în templul lui Bal pe care l-a zidit la Samaria. Și a făcut un idol a startei. Ahab a făcut mai multe rele decât toți împărații lui Israel, care fusese înaintea lui, ca să mânie pe Domnul Dumnezeu lui Israel. Pe vremea, lui, el din Betel a zidit iarăși Erihonul. I-a pus temeliile cu prețul lui Abiram, întâiul născut, și a pus porțile cu prețul lui Segub, cel mai tânăr fiu al lui, după cuvântul pe care spusese Domnul prin Iosua, fiul lui Non. Ilie, Tijbitul, unul din locuitorii Galadului, a zis lui Ahab. Dragii mei, în această criză spirituală, atunci când Israel a fost stârât din cauza lui Ahab și a Isabelei la o închinare idolată, atunci când poate oamenii au și uitat de Dumnezeu. Dumnezeu era doar un abțibil, era un Dumnezeu teoretic, nu mai era deloc un Dumnezeu vibrant în inima lor. Vine acest om, Ilie Tijbitul, unul din locuitorii Galadului, care zice lui Ahab, viu este Domnul, Dumnezeul lui Israel al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Cam tu pe unul. Vine Elie din Tijbe. Dragi mei, Tijbe nu știe nimeni. Am tot căutat de unde e ăsta? Un sătuc, ceva neînsemnat din Galat. O cetate neînsemnată. Ilie vine, vine dintr-un anonimat total, dragii mei. Se duce înaintea lui Ahab, nu știu, în timp ce mâncau ăștia, stătea cu Isabela la masă, poate era nu știu ce petrecere palat, sau poate că tocmai veniseră de la închinare înaintea lui Bal și Astartea. Și vine un nou name, vine un necunoscut. De unde ești, mă? Din Tijbe. ce asta, mă? În Israel? Și stă în fața împăratului și spune aceste cuvinte, dragii mei. Viu este Domnul înaintea căruia eu stau. Nu va fi nici roă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Eu cred că ăsta mai stătea pe acolo. Avea atâta curaj și energie primită de la Dumnezeu, încât el cred că își făcea cort acolo și stătea în fața palatului să le amintească în fiecare zi. Viu este Domnul meu. Aveți grijă, nu va ploa. Când mă rog eu, când spun eu, atunci va ploa. Dar l ăștia. Uitați că Dumnezeu e mai înțelept decât Ilie și spune, cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie și a spus astfel. Ilie, pleacă-mă de aici. <laughs> îndreaptă te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul cherit care este în fața Iordanului. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului, S-a dus și s-a așezat lângă pârâul cherit care este în fața Iordanului. Corbii îi aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara. Și bea apă din pârâu. După câteva vreme, pârâul a secat, căci nu căzuse ploaia în țară. Și atunci cuvântul Domnului i-a vorbit iarăși. Scoală-te, du-te la sarepta care ține de Sidon și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve. Să te hrănească. Dragii mei, Ilia apare brusc. Iisus n-a apărut la fel de brusc? De unde a venit Iisus? Cunoștea cineva locul sau era un loc renumit de unde venea Iisus? Iisus din Nazaret. Mă, dar poate ieși ceva bun din Nazaret? Asta a fost întrebarea unui om religios de atunci. Poate ieși Mesia din Nazaret? Nu se poate așa ceva. Dragii mei, Ilie apare brusc, este introdus direct, nu este nici măcar o introducere, nu ne se spune nimic ce a făcut el acolo în sătucul lui din Tijbe. Apare cu acest stupeu fantastic înaintea lui Ahab, înaintea împăratului și face o declarație îndrăzneață. Și nu știu, ăsta este motoul vieții lui Ilie și aș vrea să fie și motoul vieții noastre. Viu este Domnul. Dumnezeu n-a murit. Știu că voi vă închinați acum la bal și la startea. Nu știu, poate era ploaie, dragii mei. Bal reprezenta, era zeul ăsta al, al fertilității, al abundenței. Poate că evreii o duceau bine și uitasele de Dumnezeu. Și Elie vine și face această declarație extraordinară. Viu este Dumnezeul meu. Viu este Domnul Dumnezeului Israel înaintea, care, înaintea căruia stau eu. Face această afirmație extraordinară. Tu peu aroganță parcă, un om picat de nicăieri, dragii mei, dintr-un sătuc al galadului, care spune după cuvântul meu. Și ți este foarte interesantă remarca asta, că eu aș fi zis, măcar așa, din modestie sau nu știu, după cuvântul Domnului, nu, că dar El zice după cuvântul, după cuvântul, meu și mă... Dragii mei, cred și aici este un secret. Eu cred că, într-un fel, desrușim ce era în spatele acestui anonim, Ilie Tijbitul. Dragii mei, acolo, departe de lumea dezlănțuită, de, departe de ochii oamenilor, Ilie a știut să cultive o relație apropiată cu Dumnezeul cel viu. N-avea el curaj să zic așa ceva, dacă nu era Dumnezeu foarte apropiat. Tu unde stai? De unde ești tu? Din Rediu? Din Rogojeniu? Sunt 300 de oameni acolo. Nici nu mai știu, erau 300 acum 10 ani. De unde ești din micro 40? Poate ești ceva bun din ce frimusări? Din vadul ungurilor? Nu contează de unde ești pe fața acestui pământ. Poți să fii aici la marginea Unii Europene, la marginea civilizației. Știți că la noi, spun lumea, la moldoveni, cel mai mare copac e floarea soarelui. De aici suntem. Și acolo, un anonimatul tău, în garsoniera ta, acolo unde nu te vede nimeni, tu poți să cultivi cea mai frumoasă prietenie din acest univers, cu Dumnezeul cel viu. Dragii mei, la asta sunt chemați. Vă -am mai amintiți de David? La 16 ani l-au trimis părinții la oi. Bă, ești cel mai mic? Ne-a povestit Dorin, nu știu, când a trecut că el mergea cu vaca. Puneți, ești la școală? Mă rog, cavaler, e frustrat să mergi cu vaca. Bine că nu erau atunci cu Instagram. Era, vă dați seama, foarte pitoresc personaj. Ar fi fost Dorin, cu L-au văzut pe ăsta de 16 ani și l-au trimis părinții și frații mi-am dus la oi. Eu nu știu ce aș făcut în locul lui David, dar m-aș fi dus la oi și... A, m-a trimis la oi pe mine, nu? Bun. Las de izbeliște, mă, să le, mănânc, să le mănânce lupchi. N-am nicio treabă. Nu mă, mă trimiteți la școală. Eu nu pot să mă duc și eu la discotecă. Nu pot să ies și eu cu prieteni în oraș, nu pot să mănânc și o prăjitor. M-ați văzut pe mine mai mic și mai prost. M-ați trimis la oi. Ei, uite că stau toată ziua sub copac și să fac oile ce vor ele, să le mănânce lupi. Așa a făcut David? Nu, dragii Eu aș fi cultivat poate cel mai puternic complex de inferioritate. A, nimeni nu mă vrea. Tata nu mă iubește. Mama nu mă iubește. Îl Dar ce mi când a venit Samuel să ungă împărat, au trecut toți fii lui înaintea lui Samuel și a zis, mă, nu niciun împărat. Nu mai e pe nimeni? Și nu. A, stai puțin. Deci nici nu l-a luat în calcul, dragii mei. Că mai este unul de vreo 16-17 ani, unul slăbus, slăbu spirit dar e cioban, el e la oi. Poate să vină un împărat al lui Israel din contextul ăla, poate să fie pastor. unul care a mers cu vaca pe Nicefrimu. De ce nu? Mă rog, sau poate să fie diaconul un electrician din combinat? Nu, mă, ăștia vin de la ITP, Institutul Teologic Pentecostal. David, departe de, ochii părinților, nu a cultivat nicio frustrare, de la și niciun complex, ci a cultivat o relație vie, autentică, clară, decisivă cu Dumnezeu cel viu de aia când a venit și l-a văzut pe Goliat, nu i-a fost în El, el se mira cum de întreaga armata a evreilor le era frică. Cum ăsta ne înjură de Dumnezeu? Vă înjură de mama, de tata, de o săptămână întreagă vă bagiocorește. Nu se găsește niciunul să-l înfrunte? Mă duc eu. N-a fost arogant David atunci? Ce au zis frasul? Iar ai venit-o aici, cu tupeul tău. Vrei tu să te bați cu Goliat? du-te mă și du untul și brânză și ce ai adus și pleacă acasă. Nu se poate așa ceva. S-a dus la Saul și s-a luptat cu Goliat și l-a învins. De ce, dragii mei? Pentru că David, ca și Ilie Tijbitul, era slujitorul unui Dumnezeu viu. Cum este Dumnezeul tău? Este foarte important, dragii mei, în dimineața aceasta să privim în viața noastră, în lăuntul nostru și să ne întrebăm cum este Dumnezeul meu că poate să fie în carte, poate să fie, nu știu, pe caietul la care l-ai colorat acum 10 ani la școala duminicală, l-ai închis acolo pe Iisus, l-ai desenat frumos, n-ai dat culori în afară, te-ai încadrat bine, ți-a pus 10 doamne acolo, dar a rămas Hristos acolo. Sau poate Dumnezeul tău este pe tablau acasă, e inofensiv, e frumos, scrie Rembrandt acolo, sau nu știu ce pictor, nu știu, luat de la mănăstirea nu știu care, l-a pictat nu știu ce călugăr. Și la acolo și stă cu minte, i-ai pus o luminiță, i-ai pus busuiocul și ăla este Dumnezeul tău. Cum este Dumnezeul tău? Mișcă ceva Dumnezeu în tine azi, acum, aici? Ești capabil să te duci înaintea celor care bajocoresc pe Dumnezeu. Și să zici, viu este Dumnezeul meu. N-ai voie să vorbești așa despre Domnul. La cuvântul meu vrei să te nenorocesc? Asta nu spuneți că nu sunt în fiii lui. Dragii mei, viața lui Elie a fost ca un vârtej. Apare ca un vârtej. Ați observat, nu? Știți, că când pleacă, pleacă într-un vârtej din asta de foc. Și în mijlocul celor două vârtejuri, e vârtejul ăsta. Este un carosel de lucrări a lui Dumnezeu, o viață trepidantă, o viață care se consumă pentru Dumnezeu. Ăsta este Elie. Și aș vrea să ne privim câteva ipostaze din viața acestui om. Îl vedem pe Ilie, dragii mei, ca un slujitor al părurilor secate. Pleacă spre Sărit la părâul cherit, și corbii aduceau mâncare. Și era secetă, eu cred că era secetă de ceva timp, cred că uh, uh, erau câteva luni de secetă, ăștia știau că e ceva și vă dați seama, că l-au identificat și sursa, au zis, bă, dacă terminăm pe Ilie, rezolvăm și problema. Ăsta e vreun vraci, vreun vrăjitor, cine știe ce în incantație a făcut ăsta, de a, a făcut secete. Dar Dumnezeu l-a gonit, i-a zis, du-te la părul cherit. Și corbii aduceau pâine. Foarte, e un paradox ăsta. Cum să aducă corbii pâine? Știți ce fac corbii, nu? Ăștia nu dau nimic. Știți fabula aia? Parcă era corbul și vulpea, nu? Ținea el cașcavalul în cioc și nu-i dădea drumul. Cum să-ți dea corbii să mănânci? Dragii mei, ăsta Dumnezeu când ești cu Dumnezeu cel viu, ți se întâmplă lucruri de astea normale și ți aduc uneori corbi. Mai târziu, cine aduce de mâncare? Știți cine aduce? Atunci când are parte de eșecul credinței, când s-a dus în peșteră, cine a adus mâncare? Îngerul. Cine a mai dat mâncare lui Ilie? Tot am citit în text azi. O văduvă. Du-te acolo, Ilie, pentru că am pregătit o văduvă care să te hrănească pe tine. Dragii mei, Dumnezeu folosește tot felul de paradoxuri. Corbii, nu dau. A trebuit vulpea ce să... Mă, ce voce ai? Ca tine nimeni. Am auzit de tine la Eurovision. <laughs> și ăsta plec. Da? Cum a deschis ciocul, a căzut cașcaval. A stat acolo Ilie, dragii mei, și nu știu cât timp a stat, dar cred că era bine. Vă dați seama, își regla ceasul după corp dimineața și seara. Îi făceau catering ăștia. Băga cana în pârâu, lua de acolo apă, și bea. Nu știu ce gândea poate în ținea lui, mă, ce bine aici, ce bine să fii slujitor lui Dumnezeu. Bea apă rece, nelegiuiții secetă. Ăștia merită. Eu beau apă, îmi aduc ăștia sandvișuri, dar a secat pe rău, știți? A fost o zi în care după ce și-a luat, nu știu, sandvișul de seară, de dimineață și-a băgat cana în râu, a luat nisip. Nu mai era apă. Și atunci, și este foarte interesant, îmi place atât de mult, Ilie a gustat ce înseamnă secetă. Dragii mei, un slujitor al lui Dumnezeu nu este, nu plutește deasupra situațiilor vieții. Întotdeauna un slujitor al lui Dumnezeu, întotdeauna un credincios va trece prin aceleași situații pe care, prin care trec oamenii. Știți de ce? Ca să știe cum să slujească. N-ai cum să slujești pe unul în nevoie, pe unul care, nu știu, a traversat depresie, boală, pierderea cui, cuiva drag, șomaj, mai știu ce lucruri nenorocite ni se pot întâmpla, dacă nu ți s-au întâmplat și ție. Și îmi place atât de mult de Dumnezeu. El face lucrarea aceasta. Ilie are parte de momentul ăsta când i-a secat pârâul. Dragostea, pâinea, sănătate, prieteni, familie, avem o grămadă de lucruri frumoase în viața noastră. Dar se poate întâmpla, dragii mei, ca într-o zi să dispară asta. Să nu mai simți nimic să nu mai chef nici de să mănânci? Acum poate că ai salar bun și te plimbi prin stațiuni, mergi la mol, cumperi și nu-i greșit. Mulțumim lui Dumnezeu. Ați citit în Eclesiastul, cred că în primele șapte capitole, apare de vreo patru, cinci ori. Mă, bucur te de agonizea ta. Ai bani în card? Du-te, mănâncă, cumpără și bucur te și mulțumește-i Dumnezeu. Că este un dar de la Dumnezeu lucrul acesta. Și mulțumim Domnului pentru lucrul acestea, dragii mei. N-a fost nimic greșit că Ilie a fost rănit de corbi și a avut părâul ăla cu apă rece în timpul secetei. Și nici cu noi nu este nimic greșit atunci când știm să ne bucurăm de lucrurile pe care ne le dă Dumnezeu. Că de aia seacă părâurile din viața noastră, dragii mei. De aia te duci acasă la un moment dat și poți să zici asta. Băieți, hai să ne așezăm toți în sufragerie. Până atunci nu e mai chemat niciodată. Deodată îi chem și zici, Leasing-ul ne-a luat mașină. Banca ne-a luat casă. Trebuie să vindem laptop. Aduiesc s Băgăm pe OLX. Vindem conversi. Vind... Dar l-a pe tata. Eu am rămas. De ce seacă părăurile, dragii mei? Pentru că de multe ori, Trebuie să înțelegem că nu corbii sunt importanți, nu îngerii sunt importanți. Ce important este dătătorul, este sursa. Iar Elie poate că a uitat de lucrul acesta. Îi plăceau corbi, Se în pârâu. se răcurea acolo. Și poate că a uitat puțin de sursa celui. Păi Elie, eu ți-am trimis corbii, nu uita lucrul acesta. Știu, Doamne, dar când a știut lucrul acesta? Atunci când au dispărut lucrurile acestea. Atunci când nu le-a mai avut... Din nou, a început dependența asta de Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu ne amintește în multe moduri și în anumite momente din viața noastră că El este sursa și trebuie să supraviețuim cu El și nu cu corbii Lui sau cu îngerii Lui. Apoi, dragii mei, ne seacă părâurile în viață pentru că Dumnezeu vrea să ne trimită în lucrare, pentru că la momentul de atunci, Elie avea ceva de făcut. A secat părâul și Dumnezeu a trebuit să vină la el să-i spună te duci în Sidon. Și este foarte interesant. Știți, am citit, cine era din Sidon? Isabela era din Sidon. Era fica împăratului Sidonului Și foarte cine îl căuta pe Elie în Sidon. Acum, dacă e să, să fi trimis Ahab Mosadu după el. Păi se ducea în Sidon? Nu se ducea în Sidon. Mă, doar nu-i nebun să ducă la, la prietenul lui Isabela. Și totuși Dumnezeu îl trimite în Sidon, un alt paradox. Ce să caute un profet la o văduvă tânără? Era împotriva ortodoxiei lui Elisei, ca profetul să se ducă la această văduvă. Dar vedeți cum, cum procedează Dumnezeu, dragii mei, pentru că Dumnezeu avea de făcut ceva și cu văduva din, din Sarepta Sidonului. De multe ori, dragii mei, și este valabil și pentru Ilie, și pentru văduvă, dar și pentru noi. De foarte multe ori. Nu știu dacă ați observat. Că Dumnezeu face ceva. Face multe lucrări și urmărește două aspecte în viața noastră. În primul rând, El vrea, nu în primul rând, nu știu care este ordinea, în același timp poate. Dumnezeu vrea să facă ceva prin noi, dar în același timp vrea să facă ceva și în noi. Ați prins? Ce preferăm noi? Hai să ne gândim puțin. Ce ne place nouă? Ca Dumnezeu să facă ceva prin noi. Voi păi să facă minuni Dumnezeu prin noi. Să vestească Evanghelia prin noi, să mergem la uh, chestiunea asta, cum să citim, să citim Biblia împreună și nu știu, pe fișa mea se scrie Marcel a vorbit cu o sută de oameni. 70 s-au pocăit și la botez ies aici în față cu ei și îmi fac selfie. Uitați-vă! Eu am vorbit cu ei, vedeți ce grozav sunt? Dumnezeu a lucrat prin mine, nu prin Flavius. Și este, nu? Și dacă primim și aplauze și ne face și biserica o statuie, Doamne ajută! De multe ori, dragi mei, noi preferăm ca Dumnezeu să lucreze prin noi. Dar Dumnezeu face o lucrare și în noi. Și asta este, știți cum este asta? Nu e ușor deloc. Pentru că atunci când face o lucrare în noi, uitați-vă la văduva din Sarepta, uitați-vă la Elie. Credeți că a fost bine plecat de acolo? Cum a ajuns la văduva din Sarepta? Care a fost primul lucru care l-a cerut? Te a zis, bună ziua! să rămână ce mai faceți, cum o duceți, așa a făcut Ilie. Ce a zis? Dăm să beau, că mi siete, și dăm să mănânc, nu? Ce, dragii mei, ce avea văduva? Avea o mână de făină și un pum de ulei. Și cum te uiți la o văduvă, o femeie foarte vulnerabilă, vă dați seama, care avea și un copil mic. Și tu zici, fă -mi turta mie. Mă, ce om să fii? Cum să iei turta de la gura copilului? Dar asta a făcut Ilie. De ce credeți că a făcut lucrul ăsta? Pentru că Dumnezeu a făcut o lucrare și în el, dragii mei. Și seceta de atunci, și lucrurile grele de atunci, și viața grea de atunci, a pus-o și în el. Dragii mei, este greu atunci când Dumnezeu lucrează în noi. Noi nu vrem să lucreze în noi. Doamne, îmi faci o anestezie mai bine? Vreau o anestezie de asta generală și... Când ai terminat de schimbat inima, de schimbat caracterul, să mă trezești și eu. Și atunci să trezi plenar, așa cum nu nu vrem, așa? Ne dorim anestezia. Dar Dumnezeu, dragii mei, trebuie să ne treacă prin circunstanțe cumplite în viața noastră ca să facă lucrări prin noi. Nu știu, să vă dau exemplu din viața mea, că ăsta împățitul. V-am povestit că a fost o perioadă foarte bună în viața mea, până la 37 de ani, nu știu, cred că 10 ani când alergam, slujeam, beam 3 cafele pe zi, mă duceam la toate conferințele, mă duceam la mormântări. Bine, avusesem până atunci parte numai de mormântări de oameni de 80 de ani, 75, oameni care și-au trăit viața. Și una este să predici la oameni de care au trecut prin viață și e timpul apusului. Dar știți ce a fost șocant? Că a trebuit să o îngrop pe Damaris, care avea patru ani. Și a fost teribil. Când era aici, sicriuțul la alb și a trebuit să vorbesc. Și am fost și la el la spital. Și în frenezia mea de atunci, am pus mâna pe căpșorul și m-am rugat și am plâns. Și am zis, i-am zis lui gata, o vindecă Domnul. Nu a vindecat. A luat-o acasă Domnul. Și am tăcut din gură, dragii mei. M-a Dumnezeu. Acum nu mai zic nimic. Tac din gură. A trebuit să o îngrop pe esteră am băut cafea duminică cu ea și marți am îngropat. Este teribil. Nu mai știi ce să mai zici atunci. Știți, uneori îmi doresc atât de mult să am un buton on-off. Să-i dai pe off, zici placa și e plecat acasă. Dar Dumnezeu, ca să fie eficient, trebuie să înțelegi ce simt oamenii. Am fost la spital, la operație. A fost teribil. A fost cumplit. Mă duc acum altfel la spital, să știți. Mi-este frică și acum. Întremură inima. Până atunci nu. Eram sănătos, eram cu Lucian, conduceam T5, mergeam într-o viteză. Dar când am trecut eu prin spital și acum când mă duc la spital, mi-e e frică. M-am dus la Dana, era tot de la Fondel. M-am făcut alb cavarul când am intrat în spital. Mi-am adus aminte. În urmă cu 5-6 ani eram aici. Și Dana i-a făcut o minune, Dumnezeu. Ea, ea cred că nici acum nu-și dă seama. Mei, înainte să căsătorească cu Flaviu cu vreo trei ani, avea uh, rinichiul muturografic, adică nu funcționa. Avea o bordură într-un rinichi care a ocupat tot calicele renal. Și făcea infecții. Și, da, zis, Băi, Dana, tu te uiți și te operează, cum stai cu bordura aia în e, lasă, are grijă de domnul. Și atunci... Eu atunci râdeam, până la domnul, du-te la domnul doctor, că eu știu, sta împățitul. Și s-a dus târziu, dar la, mă rog, a rămas cu însărcinatul cu ăsta micu, cu Filipone și a trebuit să amâne. Și am intrat acolo și eram al cavaro și am intrat în salon și punga ei era, avea sânge și infecție și nu era bine, dar nu i-am zis. Dar tot drumul m-a rugat spre casă. La am luat pe Sorin și a zis, băi, ce cu tine? Te-ai albit, Sorin, mi-aduc aminte de toate cele. M-am dus acasă și m-am rugat și a doua zi am dat semințe, Dana, poți să faci o poză cu punga? Avea citronadă, dragii mei. Când am văzut că are citronadă în pungă, mi-am dat seama că Domnul a făcut o minune, că rinichiul a funcționat. Și urina aia a început să funcționeze. Dar nici acum nu știe prin ce a cunoște, prin cea trecut. Știți? E bine așa până când... Știți? Până ajungi să E minunat. Primoare are e mai greu, că nu știi la ce să te aștepți. ți -se frică, dar după două, trei boli, știi toți doctorii și, și îți vine să te operești singur. Mă rog, este greu. Slujitorul speranțelor spulberat este apoi Elie, pentru că s-a dus la văduva din Sarepta, dragii mei. Și cum a găsit-o pe femeia aceasta? Debordantă de optimism, nu? Dumnezeu a dus-o într-o, l-a dus pe Elie într-o casă a bucuriei, Mă, după truda ta, după drumul ăsta lung, după foamea ta, după sietea ta, te duc într-o casă a bucuriei. Cum a găsit-o pe vădeva din sarepta? Cum avea asta speranțele? La pământ nu mai avea nicio speranță. Ce face aici? Strâng două lemne, mai am un pumn de făină, mai am puțin ulei, frământ o turtă, mănânc eu și copilul și mor. Asta era speranța ei. Cum? Deci speranța ta este că mor mâine? Și că da. Nu se poate așa ceva. Fii atent, vreau să te provoc ia fă mie torta primă. Și femeia asta nu era creștină, nu era pocăită ca noi, să știți. Să uită la Ilie, nedumerită, mă rog, cred că ai zice prima oară că, bă, ce câine este? Cum o să profiți de vulnerabilitatea acestei femei? O femeie care nu mai are nicio speranță să iei și mâncare. Nu sună așa? Gândiți-vă. Gândiți-vă că un sceptic citește pasajul ăsta și citește doar exact paragraful ăsta. Și după aia vine, îl sună pe Marcel Max sau pe Dorin și încep discuțiile. Sau ne apelează pe Facebook, să știți. Bă, ia uite, mă. Ce fel de... Bă, profitori. Bă, toți sunteți niște profitori. Alergați numai după venit, mă, să vă fie burta mare. Ia uitați, mă, ce burță Mă rog, da. <laughs> am scăpat, dar... Uitați-vă ce burță aveți, mă. Uite, mă, la popii Uitați ce mașini aveți. N-ar face o chestie de genul ăsta? Bă, da, dragi. Și femeia asta buimacă, îi face torta lui și o dă, ia mă și mănâncă. acum nu-i greu să ne imaginăm, mânca ăsta și femeia se, se uita la el, bă. deci noi mai trăiam măcar două zile și mai muream, acum murim mâine sigur, că nu mai avem nimic, mă, eu ca eu, dar ce are mă cu copilul ăsta? Se uită copilul bănuiesc că înghițea în sec. Și el a mâncat tot. Ăsta a mâncat tot, nu spune nicio vorbă și femeia, nu știu, poate și-a ascuns frustrarea, și-a ascuns furia, dar... Mă rog, și așa n-aveam nicio speranță. Zic, băi, murim mai repede măcar. Am dat și de asta. Dar se întâmplă ceva, dragi mei, și întotdeauna se întâmplă minuni. atunci când Dumnezeu este pe primul loc în viața ta. Și femeia asta, fără să-și dea seama, poate, l-a pus pe Dumnezeu pe primul plan. Dumnezeu întâi și apoi noi, să știți. Ce se întâmplă? Pentru că ai făcut lucrul ăsta, bagă mâna în oală. A băgat femeia în mâna în oală până la cot? Ce este? Pui foi aici. Ia uite și în ulcior. Uleiul era acolo. Acum a fă tortă și mănâncă tu și copilul tău. Așa vorbește Dumnezeu cel viu al lui Israel. Cât va fi secetă. Nu, va, nu, se va termina nici făina și nu va seca nici uleiul. De ce? Pentru că dincolo de rațiunea ta, dincolo de logica ta, dincolo de ce ar spune lumea, dincolo că, de faptul că ai zis că sunt nebun, sunt grosolan, sunt un nesimțit, tu ai ascultat de ce a zis Dumnezeu lui Israel și de acum belșugul va fi în viața ta? Dragii mei, s-a oprit lucrarea Dumnezeu în viața acestei femei? Nu. Ce s-a întâmplat? Mare copil. După două săptămâni, mare copil. Și femeia disperată din nou, din nou cu speranțele năruite și de aia este important, dragii mei, ca slujitorul Dumnezeu să fie acolo lângă oamenii care au speranțele năruite. Tu ești chemat să fii lângă oamenii cărora li s-au spulberat toate speranțele. Știi lucrul ăsta? Lângă vecinul. Sau vecina care, nu știu, este în șomaj, nu are nimic, are o perspectivă sumbră asupra vieții, asupra vieții în general. Și trebuie să-i ajuți. Surgitorul lui Dumnezeu întotdeauna este lângă oamenii a căror speranțe sunt spulberate. Bă, femeie, ce-ai pățit? A murit copilul, ce, ce ți-am făcut? Ai venit aici și l a dus pe Dumnezeu să-mi vadă păcatul meu, să mă nenorocească. Mă femeie, bagă mâna oală. Și a băgat mâna, era făină, este făină, este. Ia uite în ulcior. Cine ți-a dat mă uleiul și făina. Păi nu știu cine mi-a dat, Dumnezeu tău. Și tu crezi că Dumnezeu se ocupă doar cu făcut de turte? Dumnezeul căruia-i slujesc eu este un Dumnezeu viu și îți va învia copilul tău. Și l-a învia pe tine nu te-a înviat Hristos? Pe mine m-a înviat, știți? Dragii mei, am o ciudă teribilă uneori. Că vin aici în fața dumneavoastră și, nu știu, vorbesc discuții. Vă spun gargară cu pioneze. Și mi ciudă. Pentru că știu ceva extraordinar, că credința care te înviază din morți, care m-a înviat pe mine din morți, vine în urma auzirii cuvântului Dumnezeu. Noi nu facem filozofie aici. Eu nu sunt astăzi aici la ora de dirigenție. Vreau să vă spun lucrul ăsta. Nu știu dacă cine te-a trimis în dimineața asta aici. Nu știu de ce te uiți pe internet aici în dimineața asta, dar Dumnezeu vrea să facă ceva. Poate ai venit împietrit, poate nici n-ai vrut. Te-o fi tărât mai cât aștept. Bă, du-te, vino-mă. Bă, îți dau, Mie, îmi dădeau ochii mei 10 lei la biserică. Poate de aia ai venit. Nu știi ce cauți aici, dar eu știu ce cauți. Dumnezeu vrea să te învieze, pentru că cea mai teribilă moarte nu este asta fizică, ci este aia spirituală aia în care nu-L înțelegi pe Dumnezeu, nu-ți pasă de Dumnezeu, n-ai nicio treabă cu Dumnezeu. Și în dimineața aceasta aș vrea să-ți deschizi inima și să-L primești pe Dumnezeul cel viu, ca mâine când te trezești să spui înaintea lumii, eu sunt al Dumnezeului celui viu. Asta îmi doresc eu. Dacă trebuie să te trăști înaintea lui Dumnezeu în dimineața asta, fă lucrul ăsta. Dacă trebuie să te umilești, umilește-te înaintea lui Dumnezeu. Știți, dragii mei, am făcut studii cu tine săptămâna asta și am ajuns la versetul ăla. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, bătaia mea și deschide inima, voi intra la el. Și noi aplicăm asta la evangelizare, nu, dragii mei? Era pentru o biserică moartă, era pentru cineva mor spiritual, care credea că este bogat, dar era sărac, care credea că este sănătos, dar era bolnav, care credea că vede, dar era orb. Și tu poate că în dimineața asta crezi că Dumnezeu stă și se smiorcă e la ușa ta și bate la camera ta. Marcelică, dăm drumul. Alexandru, mă lași mă să intru în viața ta? Rodico, Ioane, hai mă că stau aici. Bă, mi-e frig, am înghețat. Așa-l vedeți dumneavoastră pe Iisus? Ești patetic, ești jalnic dacă ți închipui că Hristos stă la ușa ta și se milogește și se primește în viața ta. Nu e nicio treabă. Tu ești jalnic. Tu ești în afara ușii. Tu ai nevoie să intri, tu ești cel împietrit, tu ești în întuneric spiritual și în dimineața asta ai nevoie de Dumnezeul cel viu care să te învieze din morți. Asta este realitatea și asta vreau să-ți transmit. Umilește-te, tai că tu se smiorcăi la ușă, tai că tu care nu mai vorbești de mult cu El, care închizi ușa în nas, stau părinții tăi la ușă să se smiorcăi. Au făcut atâtea pentru tine și îi tratezi așa, pe Hristos nu poți să-L tratezi așa. Hristos nu are nevoie de tine. Tu ai nevoie de Hristos. Hristos stă pe tron, este bazat, dragii mei. Este regele acestui univers. Nu are nevoie să spui tu căști, să asculti nu știu ce muzică și să ridici mâine, să plângi acolo. Nu are nevoie de asta. Vrea să-L primești în inima ta. El ascultă muzica cea mai frumoasă din universul ăsta. Închinarea cea mai profundă. Închinarea cea mai sinceră, dragii mei, a îngerilor. N-are nevoie de tine. Tu ai nevoie de Hristos. Ești vai de capul tău. Sunt vai de capul meu, dragi. Ne-l închipuim pe Hristos și avem și o cântare. Iată Hristos merge pe o uliță și plânge și bate la ușă. Nu știu cine a făcut-o. Dragii mei, este eroare teologică. Hristos nu se smiorcă e la ușa vieții tale. Hristos este regele regilor. Când l-a văzut Ioan, a căzut cam mort înainte lui. Ioan a stat cu capul pe pieptul lui. Era ucenicul iubit de Hristos. Când l-a văzut pe Hristos l înviat, care avea fața ca fulgerul, hainele, veșmintele erau albe ca zăpada și tălpile erau ca rama încinsă, a căzut ca mort la picioarele lui. Tu vrei să stai drept înainte lui Hristos? Dar știți ce este, dragii mei? Mă scuzați că m-am turat puțin, am ridicat aproape degeaba. Știți ce este frumos? Că Hristos te iubește. Hristos te iubește și abia așteaptă să-l chem. Știți de ce? Abia așteaptă, dar te așteaptă pentru că în slava aia lui și pe trupul a lui extraordinar a păstrat ceva care aduce aminte de mine și de tine. Are acum și acum semnul el, dragi. Știți, noi, noi ne facem operații estetice. Să ascundem. Facem tot felul de liposucții. Am, nu știu, m-am mușcat câine de aici. Fac transplant. M-am mușcat de cap, nu m-am scalp. Îmi implantez păr. Hristosul înviat a păstrat semnul umilinței pe trupul lui, dragi. Este extraordinar lucrul ăsta. Și de-aia este speranță pentru tine. Hristos te iubește și Hristos te primește și abia te așteaptă să capitulezi în dimineața asta să vii la El. Astăzi speranțele tale năruite pot să rănască. Vino la Isus. Te rog din toată inima. Vino la Isus. Apoi îl vedem pe Elie, dragii mei, ca slujitorul înălțimilor spirituale. A fost slujitorul părurilor secate, este slujitorul speranțelor spulberate, dar este și slujitorul înălțimilor spirituale. Și este momentul acela când e confruntarea aceea. Clash of the Titans. Când ilie ia pe 850 de proci. Măi, haideți să vedem. Și întotdeauna, să știți, Dumnezeu va fi lămurit, va fi făcut cunoscut întotdeauna pe munte. În fața întregii lumi, în fața oamenilor și este Ilie cu vițelul lui și sunt 850 de prozi cu vițeii lor și fiecare cu altarul lui, fiecare cu lemnele lui și Ilie îi provoacă. Să știe astăzi tot Israelul cine este adevăratul Dumnezeu. Hai mă, începeți voi. Voi sunteți mai mulți, eu sunt singur. Începeți voi. Și ce au făcut cei 850 de proroci? Au început încă, vă dați seama, 850 să înceapă să roage aia. Mai mulți decât biserica noastră. De trei ori mai mulți decât biserica noastră să se roage să cânte. Și Ilie stătea, se plimba pe acolo și mai tare, mă, nu văd eu. Și sora Maria îmi face să mai tare, mă, cel. Mă auzi, sora Maria? Dacă vorbesc mai tare, mă auzi. 850 de profeți al lui Bal, dragii mei, stăteau acolo pe munte și răgneau ba la uzine. Și Ilie, sărac, stătea acolo și zicea, păi, strigați mai tare. Poate e în concediu, s-a dus să se culce, o fi obosit. Cine știe, are treabă în Statele Unite, la Trump, cu Putin. Vedeți că o fi pe la Harvard, mă, e dus, cine știe, în ce planetă îndepărtată din sistemul solar are vă treabă. Mai tare. Și eu ca mai tare. Nu s-a întâmplat. Au început să aiureze. Știi, când vorbești, când cânți, când rostești aceleași chestii, dai în la geală, mă scuzați de expresie. Și au început să se taie. Și au pus piercinguri. ce făceau? Se tăiau cu lama. A venit bal? Nu a venit niciun bal. Mă, ați terminat, gata? epuizează, n-a mai zis niciun nimic. Și atunci a venit Ilie, dragii mei. Și a pus vițelul pe altar. Și a zis el, mă, e puțin lucrul ăsta. Poate zic ăștia că am dat cu benzină sau cine știe ce am scăpărat pe aici. Aduceți apă. Și au adus apă de vreo trei ore, Au pus acolo, mustea tot altarul și șanțul din jurul altarului mustea de apă. Și apoi Ilie, dragii mei, face rugăciunea aceea extraordinară. Curajul credinței să stai înaintea întregului Israel, înaintea a 850 de profeți falși și să te rogi, înseamnă curaj. Înseamnă curaj să te duci în fața împăratului și să-l sfidezi. Înseamnă curaj să-l slujești pe Dumnezeu chiar și atunci când intimperiile vieții vin peste tine și caută să te termine. Vreau să știa tot Israelul cine este Dumnezeu. Doamne, fă ca să știe toată lumea cine este adevăratul Dumnezeu. Și ce s-a întâmplat? Foc din cer, dragii mei. Nu brichetă, nu a suflat, nu a făcut cu lupa la soare și era secetă. Să facă lup, să iasă acolo un fumigel și să-i facă așa vânt și ușor, ușor, până la urmă să ia foc. Nu, a turnat apă și Dumnezeu când a răspuns a trimis laserul. A făcut crater acolo. Un metru sub pământ a intrat focul, dragii mei. Și tot Israelul a izbucnit. Dumnezeu, Jehova, este Dumnezeu cel viu. Dumnezeu Ilie. Îmi place așa de mult, dragii mei. Ilie s-a dat deoparte. Doamne, te rog să știe lumea cine ești tu. să a dat deoparte. Putea să facă poze și punea pe Facebook Ilie și jerfa, Ilie și focul, Ilie și comitetul, Ilie în costum, Ilie la cravată, Ilie și poporul. S-a dat deoparte. Să știe tot Israelul că tu ești Dumnezeu. Cine este Dumnezeul tău? Când se uită lumea la tine, știe că ai un Dumnezeu viu? Știe că ai un Dumnezeu vibrant, care ți-a schimbat viața, care a făcut lucrări în viața ta, mă rog, dureroase uneori pentru tine, ca să știi, ca să poți să sujești și la alții. Cum este Dumnezeul tău? Credeți că s-a oprit Ilie, dragii mei? Nu s-a oprit. Ce a făcut? trimiteți după Ahab, spuneți-i așa, să se ducă acasă de la restaurantul unde s-a dus, sau nu știu pe unde o ducea pe Isabela, că vine codul portocaliu. Vine ploaia. Și s-a pus Ilie și s-a rugat. El a închis cerul, dragii mei. S-a rugat și a zis, Doamne, să nu mai plouă și n-a plouat. Și acum se roagă, Doamne, să vină ploaia. Și a venit? A venit, dar Știți că e un alt principiu aici. Îmi place în primul rând că s-a rugat concret. Știți, dragii mei, este foarte important să ne rugăm concret. Nu vă rugați, Doamne binecuvântează oamenii din Galație. Nu. Zi, binecuvântează pe Marceca, pe Ion. Doamne, fii cu Gheorghe, fii cu Marcel, fii cu Adriana. Rugăciuni concrete. Doamne, te rog frumos să binecuvântezi toți misionarii din lumea asta. Nu. Doamne binecuvântează pe Dana noastră. Fie acolo cu ea în India, dai sănătate, Doamne, dă-i putere, dai dă ungere, dai cuvintele tale să vorbească lumii care nu te cunoaște pe tine, despre tine. Și în urma auzirii cuvântului spus de ea, acei oameni să se pocăiască. Rogăiți-vă concret. Credeți că atunci când Petru a mers pe apă și a început să scufunde, ce a zis? Dumnezeul cerului și al pământului. Tu care ai creat marea universul și lumea asta și copacii, păi era mor de mult, nu? Doamne, scapă-mă pentru că mă nec. O rugăciune concretă. Ce vrei să-ți dau? I-a zis Iisus lui Bartemeu. Să-mi crească pensia. Hai să așa. Nu, știi, să a mărât, trăiesc din mila oamenilor, să-mi crească pensia să-mi dea lumea mai mulți bani. Vreau să văd, Doamne. Este foarte important să ne rugăm, să facem rugăciuni concrete, dragii mei. Și apoi, mare putere are rugăciunea cu pasiune și cum? Stăruitoare a celui neprihănit. S-a rugat odată nimic, s-a rugat de două ori tot nimic. Patru, a șaptea oară a venit slujitorul și a zis, băi, se vede un nor mic. Și atunci i-a trimis e lui, lui Ahab, fugi, că vine ploaia. A fost un profet, a fost un slujitor al înălțimilor spirituale, dragii mei. Dar acum urmează partea asta, mai ciudată. Urmează eșecul credinței. Știți? Nu s-a terminat aici. Dacă s-a terminat aici, era extraordinar. Ce se întâmplă este uimitor. Lumea recunoaște că Dumnezeul lui Ilie este Dumnezeu adevărat. Se întorc acasă. Dansează prin ploaie. Vă dați seama, copiii de trei ani și jumătate nu știau ce e ploaie. Dacă îi spuneai, bă, ploaie... Aici, Apar n-avea. Abia atunci când a început, cred că ăștia au fugit în casă, copiii de trei ani jumate au fugit că nu știau ce e ploaie. Au dansat prin ploaie. S-au bucurat. Cred că și Ahab și Izabela s-au bucurat. În sfârșit a venit ploaie. Și ce au făcut? S-au dus la piața palatului și au dat jos pe Ahab și pe Izabela? Nici de cum, dragii S-au dus acasă, au postat pozele cu ploaia pe Instagram și s-au culcat. Și a doua zi s-au trezit și și-au văzut de viața lor au fost câte like-uri a fost dezamăgit de oameni. Și, dragii mei, eșecul credinței apare atunci când îți iei ochii de la Dumnezeu cel viu și începi să te uiți la tine și începi să te uiți la cei din jur. Și te miri în loc să conduci revoluția, reforma spirituală din Israel, să te duci să-i dai jos pe aia, păgâni, să reinstaurezi, să faci un templu al lui Dumnezeu. Să te onești, nu știu, să începi negocierea cu regatul de sud. Să te onești, să fii din nou ce ai fost odată. Omul acesta este dezamăgit. Dezamăgit de oameni. Știți, mi-a spus cineva odată și mă rog, mi s-a părut atunci, dar mă rog, era mai înțelept ca mine și Marcele, ai grijă, spun un lucru. Mă, iubește oamenii, dar nu te încrede Ce tu scrii mă, pe Facebook acolo? Scrie mă în vocabularul tău. Da, mă, da, așa eu. Nu mai fim așa. Nu am mai scris. Întotdeauna, când privești la tine, Doamne, a rămas doar eu. Nu așa s-a lamentat Ilie? S-a dus sub ienupăr? Nu sunt mai bun ca părinții mei? Am rămas eu singur și Izabela caută să-mi ia viață. Eșecul credinței apare din teamă atunci când îți este frică. Și este foarte interesant că meciurile cele mai dramatice care le-a avut Ilie până atunci le-a avut cu Ahab. Îl cunoștea, s-au contrat, s-au hârâit, s-au certat, s-au fugit unul de altul. L-a căutat Ahab, ăsta se ascundea, îl căuta Ilie și nu-l găsea, că era asta nu știu pe unde plecat. Dar atunci când apare pe scenă, cu Isabela nu prea a avut tangente, și Isabela îi zice să mă pedepsească zeii cu toată asprimea dacă nu îi fac lui Ilie ceea ce a făcut el cu procii mei. Și Ilie s-a speriat. Și așa cum vă spuneam, când apare un uriaș nou, un goliat nou în viața noastră, ne este frică. Pentru că ne confruntăm cu ceva nou. Până acum nu știi ce e Așa e că te sperie perspectiva șomajului. Până acum cardul era plin. Dacă e zero acolo. Până acum ai plesnit de sănătate. Te duci la doctor, domnule, știți, trebuie o operație. Frică. Eu vă spun, stau împățit. -o. Așa este. Știu toate numerele la doctori importanți. Din galașii și din București. Bă, ce ceaiuri mai bine. Ce ai stres e bun, ce ai de tei, pilule, știu astea. Vă rog, apelați cu încredere, chiar mă pricep. Dar mi-a fost frică, dragii mei. Și a fost multe momente în viața mea când frica mi-a paralizat credința. Și Elie s-a ascuns, dar vreau să spun ceva și este axiomatic. Dumnezeu care a fost cu tine sus pe munte, atunci când aveai curajul credinței, este și acolo în vale, sub ienupăr, în peștera, în care te-ai ascuns din cauza dezamăgirii și din cauza fricii. Mai repet o dată? Întotdeauna Dumnezeu, care a fost cu tine sus pe munte, când aveai curaj, când te rugai, când erai plin de pasiune pentru Dumnezeu, același Dumnezeu nu te leapădă. Este cu tine și acolo în vale, în peșteră, când ești ascuns, din cauza eșecului credinței. Dezamăcirea, frica și păcatul, dragii mei. La Ilie nu este vorba despre păcat. Dar, dragii mei, și păcatul ne poate distruge și te duce la eșecul credinței. Și ce faci atunci când păcătuiești? Știți, Iacob spune că mare putere are rugăciunea fierbinte, făcută cu pasiunea cui? A celui neprihănit, a celui care are un, un caracter ca lui Hristos. Dar când păcătuiești, ce faci? Unde te duci? Te ascunzi, nu? Tendința este să te ascunzi, să fugi ca Dima. Tot la Dumnezeu este soluția, dragii mei. David s-a dus la Dumnezeu cu păcatul lui și Dumnezeu l-a reabilitat, l-a ridicat. Și în dimineața aceasta, haideți să venim la Dumnezeul cel viu. Dragii mei, Dumnezeul cel viu care să fie vibrant pentru noi. Și dacă ești poate în perioada eșecului credinței, aleargă tot la el. Știți, este foarte... Suntem ciudați. Fugim de Dumnezeu. Este singura sursă a iertării. El este, dragii mei, antidot și pentru depresie, și pentru nefericire, și pentru când ți-au secat izvoarele, și când nu mai vin corbii. Dar în același timp, dragii mei, este și Dumnezeu care iartă. Este Dumnezeu care nu obosește iertând. Este un Dumnezeu care te primește și se uită la rănile lui și spune pentru asta a murit și îl iert și îl ridic și vreau să fac ceva cu el. Dumnezeu nu l-a abandonat pe Elie, dragii mei. S-a dus acolo și țineți, nu, l-a ascuns în peșteră și vine furtuna, vine tunetul, vine focul, ci că Dumnezeu nu era acolo. Și apoi vine sus blând. Ce faci tu aici, mă, Elie? Și Elie se lamentează, își varsă inima. Doamne, m-au părăsit toți a vrut să fac ceva. Vreau să mor acum. Mă, Ilie, ia culcă-te tu, ia odihnește-te, o să dezbatem chestia asta. Că el a căzut într-o depresie, să știți. Și uh, poate de data viitoare o să abordăm subiectul mai pe larg. Și mănâncă și se odihnește și apoi îl trimite. Nu te izola. Are parte de revelație, dragii mei, și merge și face lucrarea Dumnezeu mai departe. Cum este Dumnezeul tău? Cum este Dumnezeul tău? Cum sunt speranțele tale în dimineața aceasta? Dacă s-au spulberat, Dumnezeu este alături de tine. Dumnezeu va trimite corbi, nu uita. Dumnezeu îi iubește pe a lui. Și în dimineața asta este șansa ta să ai parte de Dumnezeul cel viu. Și dacă nu-L cunoști, imediat, urgent, fără răgaz, nu te opri, aleargă la Hristos. El este singurul care are antidot pentru păcatul tău, care te distruge. Dragii mei, Evanghelia este aceasta. Dumnezeul cel viu al lui Israel l-a trimis pe Mântuitorul Iisus Hristos ca să moară pentru păcatele tale în locul tău. Și crezând în această jertfă înlocuitoare a lui Hristos cu toată inima ta și regretând păcatul tău, și primindu-L în viața ta, vei fi mântuit. Vei scăpea de iad și de pierzarea veșnică și vei fi mântuit. Nu-ți promit părăul și cateringul lui Dumnezeu. S-ar putea să sece S-ar putea să nu vină Îngerul. S-ar putea să tești prin perioade de secetă. Dar nu uita că Dumnezeu, care era sus pe munte cu tine când îți era, când era bine, este și în valea dezamăgirii și în valea fricii. Și în valea bolii tale. Și Dumnezeu vrea să te ridice.